O, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. În acest vlog vă voi prezenta metoda cu piperul și usturoiul pentru găinile în sezonul toamnă sau primăvară. Ce mai afectate ele sunt toamna, deoarece sunt schimbări brusce de căldură. Sezonul acesta aici, la noi. Acum. Deci, haideți să plimbăm. Ușor, ușor. Așa. Bă, ce ai? Era unul deja prins. Mama, dar ce-o înghețat la mine aici, e frig tare. Cum să pun eu ceva de genul? Sper să prinde ce trebuie. Stai, mă. Una babă de usturoi. Două babe de usturoi. Nu, cățel. Două babe. Și la piper. Și nu este fain. Două boabe de piper. Asta este tratamentul. Acum mergem să punem și domnișoara. Haide, doamna. Și repetăm procedeul. Asta în timp de 10 zile. 10 zile. Da, timp de 10 zile, înainte ca pasărea să se dea de mâncare, de zi dimineață. Bă, fuge! Două secunde și vă explic cum și cât se dă. Deci. Ce fac? Acest tratament îl administrăm păsărilor în perioada toamnă, toamnă, vară, toamnă, iarnă, primăvară, vară. Deci sunt schimbări foarte bruște de căldură și păsările noastre au nevoie de un mic ajutor, mic ajutor imunitar. Iar nu, astea nu stau să-ți vă zic ce ce le ajută, dar să știți că le ajută chiar foarte, foarte mult. Stai, mă. Tratamentul se face 10 zile, în fiecare zi cu stomacul gol. Pauză 10 zile, revenim cu încă 10 zile și pe urmă încă 10 zile, deci avem 30 de dat jumătate de cățel de usturoi și două boabe de piper. Pe urmă, 10 zile le dăm, 10 zile nu, 10 zile le dăm, 10 zile nu le dăm, 10 zile le dăm și 10 zile nu le dăm și cu astea 10 zile am încheiat tratamentul. Este ceva naturist, eu de fiecare dată voi începe naturale, deoarece
În trecut am avut și e puterea asta și cu vaccinurile. Nu ne merg niciodată. Deloc, niciodată. Acum un metru cu aducem și mâncare. Revenim.